De ședință. Bună dimineața, stimați colegi. Declarația mea politică se intitulează Bătaie de joc la adresa prosumatorilor. România este în evidență la nivel european prin faptul că este țara cu cel mai mic consum de energie per capita. Practic, invitația Comisiei Europene de a mai stinge becul devine aproape imposibil de pus în practică, pentru că România nici nu prea mai are ce să scoată din priză. Cu un consum de numai 2,7 MWh, adică 221 de kWh pe lună, pe cap de locuitor, la nivelul anului 2020, România este ultima țară la nivel european în ceea ce privește consumul de energie. Chiar și Ucraina avea la nivelul anului 2020 un consum de energie mai mare, de circa 2,8 MWh per capita, după cum arată datele publicate de Agenția Internațională pentru Energie. Germanii consumau 6,4 MWh per locuitor, Norvegia avea un consum de 23,3 MWh pe cap de locuitor în 2020, iar liderul absolut al consumului de energie pe cap de locuitor este Islanda, cu un nivel imposibil de egalat, de 51 de MWh pe persoană. Acesta fiind contextul, propunerea Comisiei Europene de a scădea și mai mult consumul devine aproape imposibil de aplicat. În mediul rural din România, ai un frigider băgat în priză și atât. Suntem mult mai rural decât alții, chiar dacă ne vine greu să credem, analizând lucrurile din marile orașe. De exemplu, la nivelul anilor 90, 95% din consumul de energie al României era industrial, iar restul erau casnici, spune Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie și infrastructură din cadrul Expert Forum. Pe de altă parte, România are oportunitatea ca fiecare gospodărie să genereze energie verde curată prin amplasarea de sisteme fotovoltaice de cel puțin 5 kW pic pe acoperișurile acestora. Observ cu îngrijorare că, în ciuda tuturor recomandărilor Comisiei Europene în acest sens și a prevederilor programului de redresare și reziliență privind producția de energie verde, cei ce vor să devină prosumatori nu sunt subvenționați, încurajați și chiar le se pun bețe în roate. Numeroși cetățeni ce și-au montat sisteme fotovoltaice cu fonduri proprii reclamă faptul că dosarele de prosumatori nu sunt aprobate și sunt ținute la sertar cu lunile de către distribuitorii de energie electrică. Aceleași dificultăți le întâmpină și societățile care vor să facă investiții în energie verde, România situându-se pe ultimul loc în Uniunea Europeană din punctul de vedere al producătorilor de energie electrică verde, regenerabilă, nepoluantă. Cu toate că la nivel declarativ, domnul ministrul al Energiei și Resurselor, Virgil Popescu, este un susținător înfocat al producătorilor de energie verde, se pare că acesta nu este în temă cu dificultățile întâmpinate de cei ce vor să-și instaleze aceste sisteme. Domnule Popescu, conform prevederilor legale, dosarul de prosumator ar trebui aprobat în termen de 30 de zile. De ce acest termen nu este respectat și cetățenii României, ai căror ministru al energiei sunteți, așteaptă cu lunile? Vă mulțumesc, deputat neafiliat a Elenei Denunț de Constanța, dar aparținând partidului Alternativa Dreaptă.